Bună seara, dragii mei! Bun regăsit într-o nouă ediție și într-o nouă formă și într-un nou loc a întâlnirii noastre săptămânale într-o emisiune de excepție și de colecție, aș îndrăzni să spun, Academica. Așa cum v-ați obișnuit deja, alături de mine, doctorul în istorie, Attila Varga, cel care astăzi a fost surprins și el de cadrul special în care noi înregistrăm. Bun venit, Attila, la emisiune! Bună seara, bine v-am regăsit și mă bucur foarte mult că am putut să revin la Radio Reșița, la emisiunea cu care ne-am obișnuit. Recunosc că este un cadru mai special cu care m-am obișnuit imediat și îmi place foarte mult. Și cu cât este mai neconvențional, cu atât mai bine, mai ales că este în ton cu subiectul pe care îl vom dezbate și mulțumesc pentru ocazia să discutăm și despre așa ceva. Nu mai este de mult un secret, dar iată, pentru cei care nu știu, studioul Radio România Reșița, studioul postului de radio s-a mutat în centrul municipiului Reșița. Suntem încă în lucrări. Tu ești primul invitat din noul studio până acum. Trebuie să-mi pun și o dorință și... Da. Să trecem la lucrurile serioase, la motivul pentru care noi ne-am întâlnit și motivul pentru care tu ai venit de la Cluj special pentru înregistrarea emisiunilor, care cred că este deliciul multora în fiecare seară de sâmbătă. Vorbim despre temelia umanității, despre temelia noastră ca indivizi, pentru că avem cu toții să, nu știu, obligația să înțelegem că istoria e baza noastră, e o temelie, așa cum spuneam, și că fiecare dintre noi avem obligația să construim pentru a ne deschide noi perspective. Astfel că dacă vorbim fără a face nimic, totul rămâne doar narațiune și pentru că tu, cum ai lucrat temeinic și peste vară și în lunile care au trecut, ai venit cu noutăți. Nu de mult ai terminat o altă carte, nu știu câte am pierdut oricum numărul, ai terminat o carte în parteneriat cu Comunitatea de Afaceri a Clujului, locul în care tu îți desfășori profesia aceea de istoric. Ai terminat o carte despre antreprenorul Ijo Diamant. Nu știu câți au auzit de Ijo Diamant, o să ne povestești astăzi cu siguranță, dar este foarte important să subliniem încă de la începutul discuției noastre că Ijo Diamant a fost un renumit mason al anului 1920, în perioada aceea, și acesta a construit la Câmpia Turzii, de fapt a pus chiar bazele industriei sârmei din România. Deci este așa de important să vorbim despre Ijo Diamant, despre cum s-au pus bazele industriei de sârmă din România, de ce această carte și care este legătura între, nu știu, cum ar trebui să, sau ce ar trebui să învățăm dintr-un manual de antreprenoriat scris în anul 1920 și... Întâi de toate, spuneai foarte bine la început că istoria de fapt este o bază pe care în realitate noi istoricii și cei care citim istoria avem obligația să construim. Dacă nu construiești pe această bază, istoria rămâne doar o poveste cu care eventual te delectezi și nimic mai mult decât atât, ori în aceste condiții ai golit istoria de conținut. Are legătură cu ce mă întrebai, pentru că am lucrat la această carte despre Ijo Diamant din nevoia de a construi ceva pe temelia istoriei. Ijo Diamant n-a fost doar un antreprenor, doar un mason, a fost un deschizător de drumuri. În 1920, când el a venit la Câmpia Turzii, locuia inițial pe actualul teritoriu al Slovaciei, apoi s-a mutat la Budapesta și apoi, într-un final, s-a mutat la Câmpia Turzii pentru că vroia acolo să deschidă o fabrică de sârmă și cuie. De ce a ales Câmpia Turzii? Ce l-a determinat? Adică, chiar că eram în 1926... Ne aflăm la scurt timp după Marea Unire, nu? Se formase România Mare, industria românească a început să se relanseze și era nevoie de o fabrică de sârmă și cuie pentru că așa ceva nu exista în Transilvania. A simțit oportunitatea, omul de afaceri din el a simțit că acolo se deschid drumurile. A simțit foarte bine că este o nișă, un culoar pe care n-a mai mers nimeni și apoi a știut foarte bine să fructifice contextul. Tocmai la Câmpia Turzii trecea conducta
lista de gaze care se descoperise nu cu mult timp în urmă. Și atunci, ca să poți să faci o fabrică de sârmă și cuie, să investești în industrie, trebuie să ai acces la resurse, la teren, la gaz, la curent, la apă, la provizie. Și Câmpia Turzii oferea această multitudine de facilități pe care el și-a dat seama că le poate folosi să-și construiască un vis, pentru că în realitate nu s-a gândit doar la partea pragmatică, că vroia să câștige bani, vroia și asta, dar în realitate vroia să-și ducă mai departe un vis pe care îl preluase de la tatăl său. El provenea, de fapt, dintr-o familie de antreprenori. Tatăl său, la rândul lui, deschisese o fabrică la Vaguihei, localitate, spuneam, pe actualul teritoriu al Slovaciei, și a făcut cumva ucenicia la tatăl său și când tatăl său a murit și a vrut la rândul lui să deschidă niște drumuri, a pornit pe propriul său drum și a auzit în timpul primului război mondial, când lupta acolo pe front, că în Transilvania s-a găsit un zăcământ uriaș de gaze. Acest zăcământ a și fost pus în valoare, conducta de gaze trecea pe la Câmpia Turzii și atunci a observat oportunitatea, a vrut să o pună în practică. Deci a venit, a investit în acest proiect și a pus bazele unei industrii care, spuneam, a fost cea mai mare și cea mai renumită din Transilvania și din România de după Marea Unire. Dar spuneam la începutul discuției că pe istorie trebuie să construiești, să construiești ceva. Și place să mă gândesc de fapt la ceea ce a construit în realitate Ijo Diamant dincolo de proiectul fabricii, pentru că el ca antreprenor și-a dat seama că va reuși, avea toate posibilitățile, chiar dacă nu i-a fost foarte ușor la început, pentru că știi, orice proiect magistral, orice proiect deschizător de drumuri își cere timp și sacrificii. El până la urmă a știut că trebuie să investească în visul său și poate asta e cea mai frumoasă lecție de viață pe care a lăsat-o posterității. Uite, întrebarea care îmi vine în minte acum, ascultându-te, dar de ce vorbim noi despre el? De ce a devenit un personaj și de ce la această oră, după, iată, 100 de ani, 100 și de mai bine de ani, noi vorbim despre un personaj care a scris istorie la acea vreme, despre care nu a auzit foarte multă lume. De ce l-aducem acum în discuție? De ce era necesar ca tu să traduci o carte? Cred că întâi de toate este vorba despre o reparație morală, o reparație istorică. Ijo Diamant a murit în condiții tragice în 1945, el era evreu de origine, și din cauza deportărilor care au început în Transilvania în 3 mai 1944, el a trebuit să fugă la Budapesta, acolo s-a ascuns într-un spital, au venit fasciștii maghiari, l-au omorât împreună cu soția și toată averea lui care a rămas la Câmpia Turzii, la Cluj, a fost risipită. Și cu toate că el a fost deschizătorul de drumuri și cu toate că el a pus bazele unei industrii, memoria lui a fost uitată. Între timp s-au mai scris cărți despre Câmpia Turzii, s-a scris o monografie, s-au scris chiar cărți despre fabrica în sine, pe care eu la rândul meu l-am răsfoit cu multă atenție și am fost neplăcut surprins. Pentru că știm foarte bine, cine scrie o carte de istorie trebuie să dovedească echilibru. Trebuie să lași la o parte patimi, trebuie să lași la o parte orgolii, trebuie să spui adevărul așa cum poate, așa cum se poate spune, cât mai obiectiv cu putință. Înțeleg că tu acum încerci să faci o reparație morală? O reparație morală și o recuperare de memorie, pentru că spuneam în cărțile care s-au scris despre industria sârmei, s-a pus mare preț pe toate personajele care au trecut pe acolo, mai puțin pe Ijo Diamant. El a fost șters din istorie. A fost șocul meu când am parcurs cărțile de istorie care s-au scris despre industria sârmei, să văd că tocmai fondatorul fabricii nu există, nu e pomenit. Și atunci știi foarte bine că am discutat și cu alte ocazii, adevărul spus pe jumătate e mai grav ca o minciună. Și dacă ești cu adevărat istoric și îți asumi acest rol, echilibrul înseamnă nu doar să spui tot ceea ce a fost, ci să spui și corect. Și unul dintre adevărurile care nu s-a spus până acum,
în felul în care s-a scris istoria se leagă de faptul că Ijo Diamant este fondatorul fabricii. Lui se datorează acest proiect cu care, iată, ne mândrim și astăzi. Astfel că cercetarea aceasta pe care ai dedicat-o evreului Ijo Diamant e de fapt mai mult decât o cercetare. Tu îți dorești, prin cartea pe care ai tradus-o, să-l repui pe Walk of Fame-ul. E o expresie care ți-ți place foarte mult. Walk of Fame-ul ardelean, să-l repui, să-l înțeleagă lumea că de fapt industria sârmei a avut un ctitor, ca să spunem așa, și acesta este Ijo Diamant. De fapt, ca să fiu sincer, am răspuns și la o provocare, pentru că unul dintre antreprenorii Marei Clujului, care este și actualmente președintele Uniunii Mondiale a Evaluatorilor Financiari, este originar din Câmpia Turzii. Și într-o zi m-a căutat și mi-a spus că s-a întâmplat ceva mai special, în ideea că cineva la târgul de vechituri din Cluj i-a găsit memoriile. Adică în 44, când a trebuit să fugă din Transilvania, spuneam, i s-au risipit, i-au furat toată averea, a rămas cu nimic, colecția lui de artă a fost risipită unde s-a putut și singurul lucru care s-a mai păstrat din uriașa lui avere sunt memoriile lui, descoperite, spuneam, la un târg de vechituri și cumpărate de cineva cu 10 lei. Și atunci când mi-a spus antreprenorul respectiv că din toată averea lui Ijo Diamant s-au păstrat numai însemnările lui, care sunt în limba maghiară, și că măcar atât, ca o reparație morală, trebuie să traducem aceste memorii în limba română, am spus da. Am spus da pentru că n-am reușit și n-am putut să mă opun acestei tentații. Pe de o parte era faptul că se face o reparație morală și se repune un personaj în locul pe care îl merită. Walk of Fame-ul de care pomeneai, de fapt, el există de mult la Câmpia Turzii și îi reunește pe toți directorii de fabrică care au trecut pe acolo, pentru că industria sârmei n-a murit cu Ijo Diamant în 45, a rezistat până de curând, prin anii 2000. Deci fabrica a avut continuitate în timp, dar fondatorul ei s-a pierdut în negura istoriei și atunci. Dar tu, pentru a recupera toate aceste istorii, tu te-ai deplasat la Budapesta. Am făcut și asta puțin mai târziu, după ce am tradus memoriile, pentru că pe măsură adică ce... Adică tu întâi ai luat memoriile, le-ai tradus, ai început să fii zgândărit. Și de fapt memoriile scrisului m-a furat și mi-am dat seama, am simțit cumva ca istoric tragismul unei vieți. Omul respectiv la un moment dat și-a scris povestea vieții în speranța că într-o zi cineva o să-i publice gândurile. Nu s-a întâmplat. Dar de ce e atât de importantă povestea vieții lui? De ce ar trebui ca noi să o cunoaștem astăzi? Pe lângă faptul că el este fondatorul industriei sârmei din România. Pentru că îmi place să cred, este un model. În ziua de azi, dacă e să aplicăm principiul, căutăm modele care să ne inspire, Ijo Diamant este un model pentru că a știut să construiască, să construiască ceva pornind de la zero. În ziua de azi căutăm foarte mulți dintre noi modele care să ne ajute să fim de succes, să creăm lucruri grozave, lucruri care să ne scoată în față, lucruri care să ne propulseze, dar nu prea mai găsim asemenea modele. Și când le găsim, de fapt, ne este foarte greu să le aplicăm, pentru că acele modele înseamnă, de fapt, multă muncă și înseamnă multă perseverență. Ni se spune foarte des că trebuie să muncești mult, trebuie să te implici mult, dar unde să găsești resursele interioare ca să faci asta, nu ți le mai spune nimeni. Și atunci eu am avut ocazia să citesc o poveste de viață a unui om care la un moment dat pleacă de acasă, pleacă în depărtare și pune niște temelii. Și totdeauna am vrut să știu, de fapt, ce înseamnă să fii deschizător de drumuri. Pe mine, cel puțin, ideea asta mă fascinează de foarte mult timp. Să fii la rândul tău deschizător de drumuri, pentru că și alții au fost. Păi, uite, acum hai să mergem efectiv în memoriile lui Ijo Diamant și să ne povestești. A ajuns în România, a pus bazele, cu cât efort a început să construiască, ca să înțelegem de fapt cine a fost personajul despre care noi vorbim. În 1920, când a venit în Transilvania, la Câmpia Turzii, de fapt n-avea nimic, nici măcar o casă unde să locuiască. Avea doar o idee la care ținea foarte mult. Și atunci a început negocierile cu autoritățile române de la Consiliul Dirigent, s-a dus efectiv la Camera de Comerț, a vizitat băncile
și a expus un proiect. Omul ăsta a venit cu un bagaj, cu haine și cu un proiect. Cumva cam ca acum. Ne ducem la o bancă, expunem un proiect și vedem dacă banca finanțează proiectul. Exact. Acum probabil lucrurile sunt mult mai facile pentru că... Și sunt proiecte europene. Da, dar atunci așa ceva, proiecte europene nu existau. El avea doar o șansă să convingă niște oameni că proiectul lui este bun. Firește, contextul a fost favorabil pentru că după Marea Unire, spuneam, industria românească era în reconstrucție. Ne aflăm după primul război mondial, nu? Se făcuse România Mare, aveam nevoie de o industrie competitivă. Și exact și-au dat seama, măcar au fost și atunci niște oameni care au gândit și au înțeles că acest aventurier care vine cu un proiect nu spune chiar prostii, ci chiar are o viziune pe termen lung. Nu prea erau foarte mulți oameni în vremea respectivă cu idei și viziune pe termen lung care să ridice o comunitate, pentru că, vezi, proiecte foarte multe găsim și azi și erau și atunci. Păi ne întoarcem acum, Atila, și așa cum l-am prezentat pe Ijo Diamant la începutul întâlnirii noastre, spuneam că era un, să zicem, un mare mason al vremurilor. Și dacă ne întoarcem la emisiunile noastre anterioare și mi-aduc eu bine aminte, tu spuneai că la momentul acela masonii erau cei care dezvoltau lumea. Și dacă ne gândim mai bine și eu apreciez ce spui tu acum, e că făcea parte dintr-un concept, să zicem, de industrializare a României, de exemplu. Da, faptul că era mason în loja Shalom din Cluj, pe asta am descoperit-o aproape când terminasem de tradus. El în memoriile lui nu vorbea, nu pomenește despre așa ceva. El vorbește strict ca și antreprenor. Cum a construit fabrica, care au fost pașii pe care i-a urmat, care au fost dificultățile. Și atunci, de care este relevanța? Că era mason sau... pentru că trebuie să le legăm. Sigur, cumva. În momentul în care a venit în Transilvania și a aderat inițial la loja Unio din Cluj și apoi la loja evreiască Shalom, acolo a găsit ceea ce trebuie să fie masoneria până la urmă, un laborator de idei, un loc unde înveți să șlefuiești piatra în comunitate de așa manieră încât să ridici după tine o lume. În lojile în care el a fost și în Unio și în Shalom erau personalități din diferite ramuri profesionale. Fiecare șlefuia piatra în domeniul lui. Erau artiști, erau bancheri, erau industriași, erau profesori. El și-a găsit locul acolo, în acea lojă, prin talentul lui de antreprenor și și-a dat seama că misiunea lui și ca mason și ca antreprenor este să ridice o comunitate după el. Și cea mai bună idee pe care a avut-o a fost să construiască o fabrică. Deci fabrica, industria sârmei din Câmpia Turzii a fost piatra pe care el a șlefuit-o de-a lungul unei vieți. Am învățat acolo în loja Shalom că până la urmă contează foarte mult să ai principii și valori, dar ele nu au nicio semnificație dacă le ții numai pentru tine. Și a fost exemplul cel mai bun de mason care și-a pus în practică principiile și valorile pe care le-a deprins în interiorul. Deci n-a fost doar un mason de cabinet, n-a fost doar un mason pentru o lojă, a fost un mason pentru societate, pentru că ceea ce a învățat și a deprins a știut să aplice. Eu când am citit memoriile respective, nu mi-am putut să-mi dau seama că era mason, pentru că nu, inițial nu dă de înțeles că s-ar fi dus într-o asemenea societate a elitelor și să știi că am apreciat foarte mult că n-a zis, pentru că tocmai atunci când credeam că știu totul despre el și că citind memoriile am reușit să înțeleg cum gândește, cum simte un antreprenor, că asta am vrut de fapt. Să intru și în mintea unui antreprenor de la 1920, din generația aceea de aur, ca să înțeleg, domne, ce idei aveau oamenii ăștia că reușeau în tot ceea ce își propuneau. Și tocmai când terminasem de tradus memoriile și studiul introductiv, am găsit informația că, de fapt, ar fi fost și în loja Shalom. A mers pe acea linie ca să văd lumea în care intrase. Și firește, a fost o revelație, pentru că și în loja Unio și în Shalom erau, de fapt, personalitățile care făceau parte din elita intelectuală a Transilvaniei. Și tu înțelegi din descoperirea aceasta ta, din cercetarea aceasta ta, că poate modul în care a dorit să deruleze
această activitate, această formă de antreprenoriat, fabrica aceasta de sârmă și de cuie de la Câmpia Turzii, are legătură sau adică, care e relevanța? Că el făcea parte din lojă, el venise deja cu gândul să-și facă această fabrică. Venise cu gândul, dar nu avea instrumentele. Am înțeles. Nu avea mecanismele și atunci, bine știu, în epoca respectivă, la câte greutăți a avut, putea să renunțe imediat și cred că mulți ar fi renunțat. Dar în masonerie a învățat că a șlefui piatra nu înseamnă un demers pe care îl faci într-o zi, într-un an. Munca unui mason, de fapt, nu se oprește niciodată. Și atunci, firește, talentul lui, vocația lui, resursele la care a ajuns, suportul celorlalți frați, pentru că loja Shalom, de fapt, făcea parte din ordinul B'nai B'rit, care avea ateliere nu numai la Cluj, avea și la Oradea, avea și peste Carpați. Și atunci, fabrica lui, de fapt, a avut extensii și peste Carpați, în realitate, a fost o afacere care n-a ridicat doar comunitatea din Câmpia Turzii, ci și alte zone. A investit la Brăila, a investit la București până la urmă. Deci o activitate de profunzime care a avut ecou în timp. Eu am învățat de la el, din viața acestui antreprenor franc-mason, că de fapt poți să vrei să construiești foarte multe lucruri și este foarte important să vrei să faci lucruri, dar nu e suficient atât. Dar trebuie să știi să vrei să faci și asta de fapt nu te învață nimeni, asta te învață experiența, te învață talentul, vocația și acolo în loja Shalom el și-a descoperit calități superioare și imboldul necesar de a continua. Pentru că fabrica respectivă, fără suportul fraților săi din loja Shalom, probabil că s-ar fi născut mult mai greu decât s-a născut în realitate. Și dacă îți face plăcere să crezi, memoriile lui, și o să le citești când ne întâlnim la lansarea volumului, este de fapt o lecție de viață până la urmă. Cum să reușești într-un proiect când toate sunt împotriva ta? Este un episod la un moment dat în memoriile lui în care povestește că și-a pierdut un copil. El era la Câmpia Turzii, familia era în Ungaria și îl află la un moment dat că fetița i-a murit. N-a putut să se ducă acasă nici măcar la mormântare pentru că era reținut cu construcția fabricii. A fost un șoc teribil și am citit în memorii cât de greu i-a fost să depășească trauma, dar a depășit-o. Și atunci te întrebi de ce oamenii de succes, oamenii de valoare depășesc până la urmă chiar și cele mai mari dificultăți pe care le întâlnesc în viață. E o treabă de vocație, e o treabă de voință, dar mai presus de toate e o treabă de chemare, e o treabă de dedicare pe care nu au decât spiritele foarte înalte. Și modelul lui este un asemenea exemplu de spirit înalt. Te-ai întrebat probabil de multe ori ce diferențiază spiritele înalte de spiritele obișnuite. Nu faptul că au mai puține dificultăți, nu faptul că se lovesc de mai multe opreliști. Au întotdeauna imboldul să se înalțe deasupra și să fie mai buni decât toate greutățile pe care ei le întâlnesc în viață. Ne aflăm în anul de grație 2023. Tehnologia e la cote extrem de avansate. Tu tocmai ai tradus memoriile unui om care, mă rog, le-a scris în 1926. Poate fi considerată această carte sau pot fi considerate memoriile lui Diamant, nu știu, un manual pentru antreprenorii actuali? Mai putem să ținem cont de ele pentru că bazele unei afaceri cumva... Înțelegem că da. Sunt aceleași. Eu inițial am fost tentat să cred că sunt doar niște memorii, niște amintiri pe care așa, le citești. Așa, ca un jurnal. Un jurnal cu care te conectezi la farmecul de epocă, așa cum a fost. Dar de fapt ai aflat că el descrie în memoriile sale cum a pornit această afacere, un aspect extrem de valabil până în ziua de astăzi. Cum a pornit această afacere și după ce principii s-a ghidat? Pentru că orice antreprenor de succes are până la urmă un sistem de valori, o strategie pe care o aplică. Cum să înveți să cauți în profesie un echilibru? Cum să înveți să cauți un echilibru și mai presus de toate cum să-l aplici?
pentru că poți să găsești echilibrul în profesie, în viață și să nu-l aplici și atunci echilibrul respectiv nu te ajută în realitate la nimic. Și atunci mă întrebai de ce această carte de memorii poate să fie un manual. Pentru că omul acesta are talentul să explice pe înțelesul tuturor de unde trebuie să pornești ca să faci o afacere, când trebuie să investești, unde trebuie să investești, mai presus de toate, și asta mi-a plăcut cel mai mult, ce să faci cu succesul. Pentru că, vezi, sigur știi, avem și în ziua de astăzi o grămadă de rețete care ne învață cum să avem succes în 5 pași, în 10 pași, în 20 de pași. Unii, culmea, chiar ajung să aibă succes. Problema este ce faci cu el după ce l-ai. Și cred că aici este, de fapt, provocarea cea mai mare, pentru că un succes mare, cum a avut și Ijo Diamant, de fapt, în realitate, un succes mare te poate face să-ți pierzi mințile și să rupi contactul cu realitatea și să fii mai rău decât erai înainte, sau, dimpotrivă, un mare succes te poate ajuta, te poate propulsa pe o treaptă superioară. Și aici este, de fapt, cea mai frumoasă lecție pe care o dă Ijo Diamant cu viața lui, cu proiectul lui. Faptul că a reușit să construiască industria sârmei nu l-a făcut mai rău, nu l-a degradat ca om, nu l-a făcut să-și piardă umanitatea, l-a făcut mai bun decât era înainte, cum spune și masoneria, e un om bun ca să-l faci mai bun decât este el în realitate. Ijo Diamant, de fapt, prin proiectul lui a arătat că succesul înseamnă nu doar să te ridici pe o treaptă superioară, ci să știi să împărtășești cu alții. Ori el asta a făcut. Și asta înțelegem după ce tu ai tradus și ai pus toate memoriile într-o carte, carte ce va fi lansată public, carte ce poate ajunge în și la antreprenori, și la simpli cititori, și la pasionații de istorie. Nu va rămâne la Academia Română din Cluj. Sigur că nu. Ideea era ca această carte să circule, pentru că memoriile lui au fost scrise în timpul vieții. El a vrut la un moment dat să le publice, dar, mă rog, contextul istoric tragic l-a împiedicat să facă asta și cumva a rămas datoria posterității să îi pună în valoare scrisul. Eu mă simt onorat că am putut să contribui la un vis. Nu-mi imaginam că o să fiu tocmai eu cel care îi traduce în limba română memoriile, dar, cum se spune în cercetarea istorică, niciodată nu știi de unde sare iepurele. Și vreau să spun că am făcut mai mult decât atât. Nu m-am rezumat doar să-i traduc memoriile. Am scris la Yad Vashem în Ierusalim, la celebra instituție care se ocupă cu conservarea memoriei celor care au murit în condiții tragice în timpul celui de-al doilea război mondial, eu fiind foarte convins că la ora respectivă imaginea lui, povestea lui este cunoscută la Yad Vashem. Ori am remarcat cu stupoare, mi-au scris că de fapt despre el nu se știa nimic, deși a avut o poveste fascinantă în timpul vieții, deși a construit atât de multe, nici măcar cei de la Ierusalim nu știau că acest evreu atât de celebru a avut o poveste cum puțin își pot imagina. Și atunci m-au invitat să scriu eu foaia de mărturie pentru el și pentru familia lui, pentru că au murit toți în Holocaust. A avut și doi copii pe care i-a pierdut în timpul celui de-al doilea război mondial, într-un lagăr de muncă pe frontul de răsărit în Uniunea Sovietică. El și soția lui au murit la Budapesta în 12 ianuarie 1945, averea i-a fost risipită, fabrica ulterior i-a fost confiscată, a rămas practic cu nimic. Cu un geamantan, cu haine a venit și la fel de sărac a plecat din această lume. Dar culmea din tot s-a păstrat doar povestea de viață, pe care a apucat să o bată la mașină, dar n-a apucat să o publice. Și când o vom afla noi și cei interesați? Acum este la faza de corectură, am terminat de fapt corectura, am trimis-o la editură și undeva pe finalul lunii septembrie, la Târgu Internațional de Carte, aș vrea să iasă pe piață și să distribui mai departe ceea ce el și-a dorit acum aproape 100 de ani. Mă gândesc că o să faci o lansare, chiar dacă la o scară mai mică, și la Reșița. Aș vrea să o facem chiar aici, la Radio Reșița, pentru că a început să-mi placă și acest cadru care îmi aduce aminte de
industria să chiar am fost la fabrică, vreau să spun că... S-a mai păstrat ceva? Din... Sigur, fabrica, spuneam, există, a fost din păcate închisă în anii 2000, în urma unei privatizări frauduloase, cum s-a întâmplat în multe alte situații, dar fabrica există și eu, cum spuneam, nu m-am mulțumit doar să traduc memoriile, am scris la Yad Vashem și am pășit pe urmele memoriei. Am fost să văd spitalul unde a fost ucis, am fost să văd locurile pe unde a trecut, casa lui care încă se păstrează. Deci cumva am încercat să mă conectez. Te-ai conectat să cu mă el. Conectez la poveste nu doar prin prisma memoriilor scrise, bătute la mașină, ci prin prisma locurilor. Da, era ușor să faci o traducere stricto senso. Luăm documentele, le traducem din maghiară în română, le așezăm în pagină și sigur, iată... aici meseria de istorie că își cere cumva să percutezi cu povestea și cred că de când am început să fac cercetare, de mai bine de 20 de ani, am încercat să-mi răspund la o întrebare care ține tot de echilibru în profesie. De fapt, tu alegi tema sau tema te alege pe tine? De fiecare dată când ai venit la emisiune mi-ai spus că tema te alegi pe tine. Da. Desigur sunt situații în care alegi tu temele, dar de cele mai multe ori, uite, aceasta nu era în planul tău. Sigur, pe vara aceasta. Nu era în planul meu pentru anul acesta, însă nu numai că m-a furat, m-a și convins că dacă o temă te alege pe tine, asta nu se întâmplă pentru că probabil tu ești cel mai în măsură să o povestești frumos, că nu la asta se reduce istoria. Probabil că misiunea mea a fost să prelucrez acest material și să-l scriu de așa manieră încât alții să-l citească cu plăcere și partea mea de consolare, dacă pot să spun, nu e faptul că pot să lansez în condiții cum n-ar fi reușit Ijor Diamant la 1920, ci faptul că memoria lui merge mai departe. Acum 100 și ceva de ani nu exista internet, nu exista Facebook, nu exista decât radio și presă și aparent s-ar fi putut crede că, deși a avut destinul tragic pe care l-a avut, memoria lui se va pierde. Uite că nu s-a pierdut, până la urmă istoria are resursele ei și mecanismele ei prin care scoate din umbră pe oamenii meritoși și le trimite mai departe povestea, imaginea. Din păcate, știi, ca de fiecare dată am o veste proastă pentru tine și pentru cei care ne ascultă. Întâlnirea noastră trebuie să se încheie aici, să se oprească aici, pentru că suntem la radio. Sigur, discuția pe Facebook ar fi putut continua, dar pentru că această emisiune este un sincron, ce se aude la radio se aude și pe rețelele de socializare, trebuie să ne oprim. Am putea continua mult și bine pe acest subiect, dar te așteptăm sâmbăta viitoare cu un alt subiect, cel puțin la fel de incitant. Cu tot dragul și în același loc neconvențional, dar incitant. Doamnelor și domnilor, alături de mine, într-un spațiu neconvențional, doctorul în istorie, Attila Varga, cel care în fiecare seară de sâmbătă împărtășește cu noi câte puțin din cercetarea pe care o efectuează în cadrul Academiei Române din Cluj-Napoca. Rămâneți sănătoși, Anca Bica este în continuare în Romantica, rămâi cu Radio Reșița. Sunt Laura Scaverdea, o seară minunată!